Bună seara! Am astăzi niște întrebări privind o temă foarte interesantă. Și anume, este vorba despre exorcizarea caselor. Sună destul de pretențios așa exorcizarea caselor. Dar trebuie să spunem și o terapie, este tot o formă de exorcizare. Pentru că exorcizarea presupune scoaterea energiilor și răului dintr-un anumit spațiu sau dintr-o ființă. Deci, înțelegem prin exorcizarea caselor, curățarea caselor. Cât de important este curățarea energetică a locuinței? Foarte importantă. Pentru că orice energie negativă care există în casa noastră ne poate influența viața, somnul, sănătatea. Bun, și atunci e foarte importantă curățarea asta a caselor. Și e foarte important să știți cum ne alegem inclusiv obiectele care sunt în casa noastră. Mi-a venit în minte și ca să nu, nu știu dacă e întrebarea aici sau nu. Dom'le, evitați să aveți cărți în casă, în camera în care dormiți. Cărțile conectează la autor. Cărțile conectează la temele pe care le dezbate. Deci, automat, a avea o carte care conține elemente negative în casă, îți influențează în sens negativ somnul. Și atunci, lăsați la o parte. Singurul care puteți să-l țineți pe masă sunt cărțile de rugăciuni și Evanghelia. Da? Deci astea puteți să le țineți pe noptier. Dar în rest, cărți, mi-era o doamnă care mi-a știți, doamnă doctor, eu dorm cu cartea noastră lângă cap. Foarte rău. Pentru că în cartea mea vorbesc despre magie neagră, despre legături, despre morminte, despre lucruri care nu mie nu mi-au plăcut, dar care există. Asta nu înseamnă că o să dorm cu alea superbă. Deci nu, cărțile mele puneți-vă, puteți să le puneți în afară de cele 7 pe ceți, mi se pare, care este pozitivă. Restul puteți să le puneți pe toate în ultima cameră din casa în care locuiți. Da? Deci e foarte important, sunt foarte importante inclusiv elementele pe care le avem. Florile, icoanele, lumina, pietrele, toate sunt importante în locul în care stăm mai mult. Că e vorba de muncă, că e vorba de dormitor. Este mai eficientă și mai benefică sfeșteanele cu curățarea energetică? Dar nu este nici mai benefică, nici mai eficientă. Asta depinde foarte mult de om. Pentru că există terapeuți care pot să facă mai mult sau oameni care curăță case, care pot să facă mai mult decât preot și există preoți care pot să facă mai mult decât oameni care curăță case. Deci nu este obligatoriu ca, eu știu, unul să fie mai bun decât altul. Nu e vorba de sistem, ci de om. Da? Eu am întâlnit un preot care în momentul în care făcea rugăciunea prin toată casa să spurgea toate farmicele. Deci, efectiv, se topea. Deci am văzut așa ceva. Și am întâlnit preotul care, mă rog, nu se întâmplă nimic. Dar asta este problema lor. Deci nu e importantă sfeștania sau curățarea energetică, ci cine face această curățare energetică sau sfeștania. Care sunt cauzele care duc la formarea de energie negativă într-un spațiu? Păi gândiți-vă că într-un spațiu vorbești, într-un spațiu poți să spui prostii, într-un spațiu poți să gândești negativ, într-un spațiu ai televizor, te uiți la emisiuni diferite, bune, proaste, eu știu, asculți muzică bună, rea, informații subliminale, vii cu energii de afară, pe care nici măcar nu le știi, pentru că le-ai preluat. Toate astea sunt în spațiul în care intrăm. Și atunci astea oricum se afectează și se agață de părere și rămân acolo. Și ne influențează viața. Și atunci e eficientă, evident, o curățare din când în când a acestor spații, ca să trăim într-un spațiu curat. Certurile, țipete de scandale pot să modelească energetic un spațiu sau chiar să deschidă dimensiuni inferioare? Absolut, da. Certurile presupune entități negative, injuriile presupune energie negative, gândurile presupun și pot să deschidă dimensiuni inferioare când să vină entități care, mă rog, sunt mai rechiate decât centrul. Absolut, da. Din ce cauză pot să potrune entități negative sau mai pentru că? Pentru că vor. Deci nimic nu le împiedică să plimbe și oricum că ele se plictise și încearcă să facă rele și încercând să facă rele, încearcă să intre în orice spațiu. Să nu credeți că un spațiu curat, ba din contră, un spațiu curat mai degrabă atrage entități negative decât un spațiu murdar. Pentru că dorința lor este să murdărească lucrurile, nu să se ducă unde locul e deja murdar. Și atunci, evident că cât ai curățat un spațiu mai mult, poate tot să atragă mai multe entități negative. Și de asta spațiile pot fi păstrate curate. Că mai pui o icoană, mai pui un crucifix,
că mai pui un acatist care să cânte o muzică de vibrație înaltă, de cer mare, cer 8-9, muzică de relaxare, un cristal, o mândrumărică, o tămâie, un bețișor, toate astea fac să crească vibrația unui spațiu. Cum ne influențează stările și activitățile prezența unei entități negative? Păi, entitățile negative, în primul rând, te fac să te deconcentrezi, îți vin în minte numai idei negative, n-ai stare, n-ai chef, ți-e lene, ți-e silă, ți-e... Deci, ți induc toate stările negative care nu-ți permit să faci lucruri bune. Persistența energiilor și a entităților mai eficient o ca să pot să duc la dispărții și divorțuri? Absolut da. Evident că dacă treceți în fiecare noapte, la un moment dat ajungi la divorț. Evident că dacă dispare acea armonie dintr-o casă, duce la despărțire. Pentru că nimeni nu e destul de nebun să stea cu cineva. Mă rog, la ora actuală, cu atât mai puțin. Oamenii au început să aibă că n-ai rost de chin pe veșnicie, dacă tot ce te cerți. Da? Și atunci se duc. Se ajung și la disvolt. Cât de mult influențează farmacele și făcuturi vibrația unei încăperi? Foarte mult. Pentru că magia neagră poate să fie cauza pe care scade vibrația unei case. Poate fi eliminată, pot fi eliminate prin simplă curățare energetică pe tehnică juridică? Absolut da. Deci lumina distruge farmacele și magia. Numai că trebuie să mai știi cum să programezi energia asta ca să nihileze farmacele și descântecele. Pot fi îndepărtat spiritele persoanelor de genul prin curățare energetică? Da, există case care sunt bântuite, sunt supărate. Sunt bântuite de spirite supărate, spirite care nu au fost să pleacă, spirite care rămân agățate de locul respectiv. Și atunci există posibilitatea ca oameni care au o pregătire specială să deschidă dimensiune și să permită spiritelor, sau să oblige spiritele respective să ducă în dimensiunea lor, acolo unde este rânduit de Dumnezeu. Și atunci spiritele astea decedate pot să se ducă acolo unde au ele voie și nevoie. Cât de eficient este o curățare de la distanță? Este eficientă și curățarea de la distanță. De multe ori, curățarea de la distanță este mai eficientă decât o de la apropiere. Dar, la fel de bine, este cum vă spun, eficientă și o curățare de la apropiere. Important, v-am zis, este persoana care o face, tehnica lui, cunoașterea lui, puterea lui, nu atât de la distanță sau de la apropiere. Sunt persoane care sunt mai eficiente de la apropiere, sunt persoane care sunt mai eficiente de la distanță. Cum putem păstra în timp vibrația bună într-o locuință? Păi, unu, printr-o muzică de relaxare, printr-o lumină care arde, prin niște cristale, prin niște icoane, prin niște flori, printr-o anumită lumină, sunt multe lucruri. Un drop de sare. Toate astea sunt elemente care pozitivează camera în care stă. În cazul filmului, dacă spațiul nu este curat energetic, este posibil să aibă pierdere materială sau chiar să ajungă la film? Absolut, da. Magia oricum afectează firmele. Deci că la ora actuală, fiind o luptă acelea, să folosesc paranormal și oameni care se ocupă de genul ăsta. Și atunci, evident că dacă este blocat, dacă este legat un spațiu, automat el nu mai produce bani și duce în timp la faliment. Există chiar tehnici de falimentare. Adică găsești un loc, îți face, îl lege, omul respectiv nu știe să dezlege și în timp ajunge la faliment. Se poate menține curat un spațiu în care zilnic intră mai multe persoane diferite? Absolut, da. La ora actuală există aparatură care pot să emită pe anumite vibrații. Există cartele magnetice care pot să emită pe anumite vibrații. Există icoane făcătoare de minuni. Există poze, tablou al părintelui Arsenie Boc. Acum Arsenie Boc face o carte. Toate conectează la cer 10. Deci automat astea curăță prin simpla lor prezență. Chiar mă uitam că eu aici n-am niciun tablou al Arsenie Boc și la gabinet am trei. Mă trebuie să duc. Și la editorul un tablou al lor Arsenie Boc. Ați întâlnit spații care nu pot fi curățate? Absolut da.
sau, mă rog, curățat în timp. Am întâlnit locuri în care s-au făcut, de exemplu, avorturi și care au trebuit, au avut nevoie de foarte mult timp ca să fie curățate. Da? Dacă într-un spațiu s-au făcut avorturi N, zeci de ani, vă dați seama că cum poate să fie spațiul respectiv. Adică îți trebuie ceva energie să-l cureți. Sau locuri în care s-au efectuat ritualuri satanice. Am întâlnit așa ceva. Se pot curăța, dar mai greu. Sunt spații în care este necesar să ne pe o mică în permanență? Am spus, da. Pentru o sală de arte marțiale, ce să dau cu EBF mare? Pentru că acolo oamenii se duc să se antreneze, să învețe să lupte. Lupta, prin esență, este o energie negativă. Deci, automat, o sală de arte marțiale trebuie să păstreze la un EBF mic. Este posibil ca un singur obiect informat negativ să scadă vibrațiile din casă? Deci, absolut da. Am întâlnit la o persoană, primise în dar o vază. O vază care era condiționată să fie poate către minus 40 sau ceva de genul. Și efectiv, din ea ieșea energie negativă de la minus 40 și înfrânea toată casa. Deci era așa, un fel de poartă către anticerș. Am văzut așa ceva. Se pot programa negativ orice obiect, chiar și icoane sau alte obiecte decât? Absolut da. Chiar și icoanele sau obiectele de cult pot fi influențate negativ. Din păcate. Pentru că ceea ce nu înțelege lumea că dincolo de calitate există și cantitatea. Și câteodată cantitatea este atât de mare încât calitatea nu are niciun efect. Și este principiul împuțirii apei sfințite. Nu e preot de vină, nu e apa de vină. Pur și simplu că în zona respectivă este energie atât de mare negativă, aia se prinde pur și simplu subrumă, ca să zic așa, energia pozitivă din apa sfințită. Deci nu întotdeauna calitatea rezistă cantității la nivel de pozitiv-negativ. Ce protecții putem folosi într-un spațiu terapeutic pentru a menține vibrație bună? Simplu fapt de a fi o muzică în surdină. Mai există acum obiecte orgonice, da? Mai există, v-am zis, aparate care vibrează, că îi spune spiritușul, că îi spune nu știu cum. Există obiecte cristale cu tahioni, există o grămadă de modalități. Este destul să căutați. Evident, icoanele noastre, da? Sfinții, toate sunt forme de creștere a vibrației. Este recomandat să stăm în permanență la un spațiu foarte curat? Evident nu. Avem nevoie și de întuneric. Și atunci avem nevoie și de lumină și de întuneric. Și atunci e bine să mergem și la o sală de sport, aici ne scade un pic vibrația. E bine să mergem și la biserică, aici ne creștem vibrația. E bine să ne păstrăm un anumit echilibru la nivel interior. Dar când te duci la natură, te armonizezi cu natura. Când te duci la biserică, te armonizezi cu lumina care vine de la Dumnezeu. Când te duci la o sală de sport, îți revii la vibrația corpului fizic. Deci noi avem nevoie de toată paleta de tipuri de energie ca să supraviețuim. Numai de una. Omul nu trece numai cu lumină. Are nevoie de întuneric. Care sunt semnele care ne ridică scăderea, care ne ridică scăderea la eficiență în spațiu? Păi, în primul rând, oamenii încep să certe acolo. Nu se mai înțelege o persoană. Doi, nu te mai simți bine. Ai ceva pentru primit afară. Multe. Eu știu. Încep să scadă obiectele aiurea. Să-ți pierzi obiectele. Să-ți fugă gândul. Să-ți vină gânduri negative în minte. Să-ți vină diverse gânduri de, eu știu, de la ceartă, suicid și nu știu eu ce, toate sunt realități magnifice. Sunt anumite genuri de muzică care au capacitatea de a crește vibrațiul, nu? Absolut da. Există acatistele, acatistul slavă de mulțumire lui Dumnezeu pentru toate, care este un acatist de cel 10, al lui Marian Moise, de pe net, da? Există molifte, există psalmi. Mie mi-au făcut psalmi, de exemplu, recitat de comandor, chiar dacă n-am eu mari afinități cu el, are niște psalmi foarte frumoși. Ca recitare, da? Sunt multe. E Sarah Brightman care cântă muzică de cer 8-9.
Sunt multe. Locurile sfinte pot fi pândărite? Din păcate, da, nu vreau să intru în amănunte. Dacă locuim o lungă perioadă de timp într-un spațiu de vibrație joasă, riscăm să ne îmbolnăvim? Absolut da. Când locuiești într-un spațiu de vibrație joasă, se schimbă vibrația, scade vibrația, deci automat scade protecția, scade câmpurile de protecție, automat devii vulnerabil la îmbolnăviri și accidente. Cât de mult ne influențează beneficiatul locuinților noastre în activitate, activitățile pe care le desfășurăm. Evident, toate activitățile care le desfășurăm influențează locuința noastră. Deci, unde este să citești, eu știu, Biblia, Evangheliile, Psalmii, cărțile sfinte, alte este să te uiți la filme cu luptă, alte este să te uiți la programe XXX, dar alte este să te uiți la show-urile noastre care sunt multe dintre ele de prozbu și de o incultură crasă, unde, eu știu, nici măcar nu se vorbește despre sex, se vorbesc cu obscenități. Că dacă s-ar vorbi despre sex, ar fi foarte bine, că oricum nu se știe nimic despre asta, dar se vorbesc niște obscenități care nu au nici legătură cu dragostea fizică. Adică, și eu care vorbesc, sunt absolut convins că habar n-au de ce au de face. Ori, toate astea influențează casa în care camera în care locuim. Fumatul influențează locul în care trăim. Scade vibrația. Ce altceva? Deci, absolut tot ceea ce facem, gândim, spunem, mâncăm, gândim, influențează vibrația casei în care locuim. Bun. Cam atât despre întrebările despre exorcizarea caselor. Este o temă destul de interesantă. O să abordez problema și practic. Ca să fie mai interesant, ca să înțeleagă cum se face. Bun. Sper că v-am fost de folos. Asta pot să vă spun că din când în când e bine să ne curățăm casa. Chemăm un preot bun sau mai mulți. Chit că stropim noi cu aghiazul sau tămâiem sau chit că facem simboluri reiki sau flacăr argintiv violetă sau folosim acatiste sau toate astea curăță și influențează casa în care locuim. Adică păstrați-vă casa curată. Pentru că dacă ai casa curată, automat și mintea ta va fi liniștită și trupul tău se va reface acasă. Dacă nu ai casa curată, n-ai timp nici să-ți refaci trupul, nici sufletul în perioada când te odihnești. Vă doresc o seară bună, să vă fie de folos. La revedere!